Portretul lui Mircea Baniciu la 55 de ani, ultima parte în care se insistă pe nuanțe și unde, prin reluările unor melodii proprii ori din repertoriul Phoenix, i se răsfoiesc mai bine viața și opera. Deocamdată, imagini vechi nou descoperite de la primul concert post-decembrist Phoenix în România. Ca și la început, ca și atunci când am avut momentele cele mai adevărate împreună cu ei. Și pentru mine această regăsire este fantastică, absolut fantastică, pentru că o regăsire nu poate să fie altfel. Încă nu-mi revin, dar simt din ce în ce mai tare că pe măsură ce trece timpul, din acest moment va rămâne un lucru extraordinar. Adică un lucru pe care l-am așteptat foarte mulți ani de zile și... Adică un lucru absolut irepetabil. Una dintre melodiile optzeciste Phoenix, compusă cu text în limba engleză, cântată atât în concerte cât și mai cu seamă pe discul Sim Phoenix, prima producție discografică de amploare cu piese noi. Astea le-a compus Kovács în Germania ca să le cânte acolo. În orice caz, eu m-am opus de fiecare dată ideea de a cânta în România englezește. Pentru că am fost cea mai românească trupă, ce căutăm noi să... Că perioada germană, că ce e perioada germană? Fă-i text în românește, pentru că vă dați ce ciudățenie. Înainte cântam toți engleză și ne luau atestatele ăștia de la cultură. Deci veneau să ne controleze dacă toată lumea vrea să cânte englezește.
cât de simplu a fost să se schimbe toată treaba asta. Să nu mai vrea nimeni, să nu mai fie nevoie să cânte nimeni englezește. O adevărată aventură discografică Phoenix cu multe dorințe și mai puține împliniri. Un disc în concert înregistrat în Hyde Park, Osnabrück din Germania, pregătește sărbătorirea a numai puțin de 35 de ani de la nașterea trupei. În momentul lansării din 97, Mircea Baniciu nu mai cânta în formație. Cu pantaloni strâmți, plata pe umeruri, când tramvai hatmanul. Pe unde o fi, galben canalul? Venuși 35, da. Dar ăla nu s-a imprimat în studioul lui Capul, i-au tras negativele într-un club. Și am suprapus într-un super studio din Köln. Un super studio. Țin minte că în Köln a fost, cred că am rămas cu gura căscată când am văzut. Era pentru prima oară când vedeam un studio super profesional. Deci mi-au spus că a trecut pe acolo și Phil Collins prin studioul acela a trecut și Tina Turner, care, după câte am înțeles, locuia în Köln în perioada aceea. Și mulți alții. Deci am văzut cam cum se lucrează profesional și am simțit pe pielea mea lucrul acesta. Extraordinar de frumos. Revenind la celălalt capitol, Mircea Baniciu face cu proiectul Pasărea Colibri încă o figură de senzație, grupul câștigând maximul popularității în România. Șlagărele din trecutul fiecăruia dintre membrii sunt reîmpachetate orchestral fără prea multe pretenții. Aici una dintre ultimele filmări ale lui Mircea Baniciu solo, cu o melodie de pe ultimul său disc, Secunda 2. Tot a fost o joacă la început. Iar când am văzut cum izbește vânzarea discurilor și ce succes am putut să avem, am zis, dom'le, e un lucru serios ăsta, nu mai e de jucat. Și cred că ideea asta a funcționat tocmai pentru că am simplificat foarte mult, am simplificat cât s-a putut lucrurile. Deci cântecele au fost pe cât posibil, fără improvizații, fără super orchestrații, fără tot felul de părți, adaosuri instrumentale și complicații. Am simplificat totul în așa fel încât să rămână carnea cântecelor, să se înțeleagă foarte bine textul, ideea și așa mai departe. Și asta a prins nemaipomenit de bine. Încă una dintre popularele compoziții ale lui Mircea Baniciu apărute pe primul său disc long play. Tehnic vorbind, reluarea pieselor în studioul de înregistrări, indiferent de varianta orchestrală, a fost încă un câștig în economia operei sale, ca și a colegilor din grup. Ele au fost mai slab imprimate pe diverse albume. Și Vintil a avut piese bune și Moțu, mă rog, a avut niște încercări
le-aș putea spune, dar toate au fost imprimate în radio, imprimate în televiziune, în condiții proaste și așa mai departe. Existând ideile, existând posibilitatea de a le imprima într-un studio bun, am făcut-o și a ieșit treaba. Pentru că chiar erau cântece bune. Ne-am venit cu un repertoriu stabilit dinainte, deci erau nu știu câte zeci de piese pe care le puteam schimba oricând, cânta și așa mai departe. Deci pentru noi n-a fost niciun fel de sacrificiu, să zicem, lucru la un album. În momentul în care am intrat, știam ce avem de făcut. Iubito, câtă lume între noi, numărători de ploi, din noi în doi, și dintr-un ochi de dor necunoscut, câte zăpezi pe buze ne-au crescut. Ascultă-mă și lasă-mă să strig, mi-e frică de întâmplare și mi-e fric, și nu mai vreau să știu până la sfârșit. Cine a iubit frumos, cine a greșit, cine a iubit, cine a greșit. Cine a făcut spre noapte primul pas, cine a plecat din joc, cine a rămas. Cine și-a spus pereții rând pe rând, cine s-a întors mereu cu ziua-n gând. Cine a pierdut și cine a câștigat, de toate înlănțuit sau dezlegat. Cine a crezut mai mult prin celălalt, sub cerul prea străin sau prea înalt, sub cerul prea străin și înalt. A fost totuși 10 ani de zile și primul a părăsit, a descălecat, să zic așa, Pitiș, care a primit un post foarte bun la radio, este director la radio și nu prea mai funcționa chestia asta cu turneele și erau foarte multe turnee și chiar nu putea să le mai țină pe toate. Da. Al doilea am plecat, deci după Pitiș, l-am cooptat pe Marius Bațu, care a stat cel 2 ani cu noi. Da. Și după aceea a plecat Vintilă, care am simțit că a obosit. Deci era foarte obosit. Spectacole, noaptea, drumuri și așa mai departe. Fără moarte și pe mine, ziua dorul mă omoară, greu ca pietrele de moare. Iar noaptea mă învie cu flori mari de insomnie. Hai de calul să ajung unde am fost odată prunc, să beau apă de băut unde mai cam a născut. Nu mai vreau 3 zile să mă duc și-apoi. Voi veni la tine, frate, înapoi. Și ne plăcă ce zâncise. Acum o să-i roșii
După mai mulți ani de pauză și câteva experimente, Phoenix revin pe scenă în formula care le-a dat nume, cu Mircea Baniciu solist principal într-un concert privat în decembrie 2001. Se apropia mare aniversar. Deci a fost la un moment Dragoș Bedoi, după aceea a fost un băiat în Australia, nu știu cum îl cheamă. Așa, după aceea au fost Talismanii, după aceea au fost, nu știu ce, și până la urmă, mă rog, s-a convins toată lumea că, de fapt, în Phoenix e nevoie de vocea mea. Prima apariție oficială a grupului reîntregit, organizată și filmată de TVR2 și Clubul Arhitecturii pentru emisiunea Remix, cu câteva zile înainte de concertul maraton de 5 ore, care a înlănțuit pe scena sălii polivalente în 11 octombrie 2002 toate formulele Phoenix posibile. Din nou despre primii pași împreună. Phoenix era deja underground pentru că Moni Bordeanu, solistul trupei, mi se pare că părăsise deja România, plecând înspre America. Deci Phoenix era o trupă cumva fără vârf de atac, dacă aș putea să mă exprim în felul acesta, și spectacolul organizat acolo a fost un spectacol pentru mine, cred, extraordinar de important, pentru că după acel spectacol am fost abordat și am intrat în trupă. Nu-mi venea să cred acest lucru, mă număram printre fanii trupei Phoenix la ora aia și nici nu-mi trecea prin minte, eram student în anul întâi la arhitectură, nici nu-mi trecea prin cap măcar că într-o bună zi voi fi acceptat în grupul lor. Toți voinici cu cântate și cu gragelul pe spete și cu chiocelul pe spete. Zuie casa munților, munților, cărunților, și trecând peste hotare, voinicilor strigă tare. Ideea că Phoenix e un proiect în care sau la care poate să-și aducă aportul sau să participe nu știu cât. N-am fost de acord cu această idee, dar până la urmă asta s-a ales. Uite, chiar am văzut pe MTV un clip cu Rolling Stones care are un basist mai tânăr, Mick Jagger cântă una dintre piesele de pe Tattoo You
cu un tip mai tânăr. Dom'le, trebuie împrospătat atmosfera. Și cum a înghițit tot bine. Da, dar lasă gașca de bază, zic, așa cum trebuie. Asta e părerea mea. Asta a fost dintotdeauna părerea mea. În căutarea cuibului pierdut, ciripituri, cântece de bivouac și iată, după 2000 de ani, ultimul disc de studio Pasărea Colibrii, promovat de casa de discuri Roton prin încă o compoziție Mircea Baniciu. După 10 ani în care a avut ocazia să-și cânte din nou melodiile, compozitorul va fi chestionat și despre un nou disc solist. Un parfum din țări franceze se ținea după ea. M-am gândit să-i cer un număr, altfel nu se mai putea. Alo, 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 alo. Fata asta mi-a întors metafizicul pe dos. Eu credeam că frumusețea nu mai circulă pe jos. S-a pierdut ca o nălucă, a pierit, uite așa. Fără adresă, fără număr, n-am s-o pot revedea. Alo, 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 alo. Nici răsăritul nu mai spune ceva. Nici după amiaza nu mai e cum era. Pe strada am vedeni, o văd pe ea. O să-mi pierd mințile și tra-la-la-la. Ar fi mai bun acum o sticlă de vin. Ar fi mai bine să încerc să-mi revin. La urma urmei eu cu ce-s vinovat? Ea e o nărucă, eu sunt adevărat. Alo, 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 alo. Și mi-a întins numărul de telefon. Dimineața am găsit lângă pat un bilețel, un prefix de la Canana și trei vorbe. Plec la el. Alo, 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 alo. M-a întrebat toată lumea, dom'le, de ce nu-ți faci un album al tău și numai al tău? Pentru că am primit foarte multe mail-uri, scrisori și așa mai departe, prin care fanii mei îmi cereau un disc numai al meu. Uite, în toamnă să se întâmple. Un disc numai cu piesele mele, cu cele mai bune, un soi de best-of și probabil că în timp o să scoți unul nou, pentru că există material. Am răgușit deja. Pa. Într-o sală radio înțesată de personalități din lumea muzicii, Mircea Baniciu este premiat de Ministerul Culturii pentru întreaga sa activitate. Și firește că ultima întrebare se va întoarce tot spre Phoenix și eventuale noi compoziții pentru un disc. Chestiunea este la ordinea zilei pentru membrii, o pasăre așteaptă renaștere. Șapte ani cu voinicie și-a bătut jor de domnie și tot pradă neîncetat. Andri Popa o zbărbat, Andri Popa o zbărbat. E haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic. Și e vestit, Andri Popa cel voinic. Am vorbit cu Covaci și mi-a zis că ar trebui să mai strângem rândurile și am zis să găsească o cale, pentru că majoritari sunt cei din România, zice eu, din trupa noastră, deci sunt în România, suntem doi, Ovidiu care s-a întors, Țăndărică și eu, deci amândoi locuim în București la ora asta, restul capului în Germania și Covaci în Spania. Reininger nu mai vrea să audă de România, nu știu de ce, ce l-a fi supărat atât de tare. Și cred că s-ar putea face în momentul în care am găsit timp. Condițiile nu cred că sunt foarte, foarte, foarte scumpe, deci am putea închiria o vilă undeva la munte sau chiar pe undeva pe aproape, nu neapărat la munte, poate chiar la mare sau știu eu, pe undeva într-un sezon în care există atâtea posibilități, există posibilități de cazare și nu numai, și am putea să ne apucăm de treabă, dar asta nu depinde de mine.
cu ape de roșu în ochi, valuri largi de alb, mof și verde zboară cald pe chipul tău drag, își arfă în dar. Ții minte și acum, ne-am oprit din drum, ce bine mi-amintesc, ce clar ți-am înfășurat, își arfă în dar. Certau, fața toată-s lumina cu albul de var, își arfă în dar. Aveam 18 ani, eram bilși fani și umbleam în tenis albi, primăvară în păr și miros de măr. Gândești altceva și mai e și el. Eu aici, tu acolo, niciodată noi. De ce i-ați dat titlul Șarfa? Nu este pur și simplu best of? Nu, da, este Șarfa pentru că este cântecul cel mai cumva, cel mai cunoscut și poate cel mai cel mai articulat dintre toate, adică mai bine formulat și mai frumos. L-am făcut într-un moment destul de greu al istoriei iubirilor mele, să-i spun așa, dar nu știu dacă ăsta e iarăși cel mai potrivit cuvânt. Și chiar le spuneam, declaram unul ăla dintre cei care m-au intervievat că la un moment dat fiecare iubire pierdută sau fiecare moment care m-a pus pe gânduri, a generat un cântec frumos. Și iată că, uite, la o vârstă, să-i spun, nu venerabilă, dar apreciabilă ca substanță, sunt în stare să prezint un album numai din balade de dragoste pentru cei care iubesc în continuare și nu numai pentru ei, și pentru mine. Merge vestea că pe aproape, prin Orient la Liziere, ar fi apărut chimera, călare pe o dromadere. Unii spun că ar fi copilă de sultan din vreo sahară, alții cred că este însăși maica noastră cea fecioară. Unii anunță în gura mare prevestiri de apocalipsă, ceasul rău în chip de înger, iadul îmbrăcat în frac, alții cred că sunt vedenii de profeți cu mintea lipsă, că la noi toate acestea se întâmplă veac de veac. Răsăritul e în zaveră, toți așteaptă ca himera să aducă vreo schimbare, mai măruntă sau mai mare, să se întâmple o minune, toți răsăriteni speră și toți vor să pună mâna chiar întreagă pe chimere. Ce sortiță care crucea răsăritul lui în spate, când liflic lângă chimere se încălzesc pe săturate. Unii așteaptă ca chimera să instaureze raiul, alții doar să nu mai sară de pe linie tramvaiul. Orbilor să dea vedere și săracilor avere, celor neiubiți femeie, fumătorilor tutun, oților o noapte neagră, însetaților o bere, cerșătorilor biserici, regelui un cal mai bun.
Răsăritul e în zaveră, toți așteaptă ca himera să aducă vreo schimbare, mai măruntă sau mai mare, să se întâmple o minune, toți răsărite din speră și toți vor să pună mâna, iar întreagă pe himere. Cântecele au fost imprimate la Electrecord, la radio, la televiziune și cu diversi producători după 90. Acum eu sunt producător acestui material și m-am hotărât să-l reeditez. Deci toate cântecele mele reeditate să-mi aparțină pe de-o parte, pe de-altă parte să le aparțină și celor care mă vor pe mine, numai Mircea Baniciu și nu în diverse contexte, colegii Phoenix și așa mai departe, plus vinirurile pe care vreau să le pun în circulație, cum s-ar spune, nu știu dacă ăsta e cuvântul cel mai potrivit, într-o colecție de viniluri care să aibă toate discurile micșorate la scară. Cred că o să fie foarte haios pentru fanii care mi-au cerut sau pentru prietenii care mi-au cerut acele discuri trase pe CD, pentru că eu n-am făcut acest lucru până acum. Am așteptat 18 ani ca ele să se mai coacă un pic. Vara se duce, lăsând amintiri, repez ca niște ploi. Veșnică este secunda din doi, prin care existi și respiri. Și-am plecat la drum în zor, spre cel ceasornicat, ai li, ai li, ai lu. Ce măsoară viețile cu ceas de buzunar, ai li, ai li, ai lu. I-am cerut secunda mea să mă însor cu ea, ai li, ai li, ai lu. Inima bătând de zor în piept neîncetat, ai li, ai li, ai lu. A privit-o ca pe un ceas cu mult pe-a complicat, ai li, ai li, ai lu. Și mi-a spus că-i dă de leac, poate peste un veac, ai li, ai li, ai lu. Vara se duce, răsând amintiri, repez ca niște ploi. Veșnică este secunda din noi, prin care existi și respiri. Ca și cum n-ar fi avut de viața mea bar, ai li, ai li, ai lu. Meșterul-și privea var imensul său bazar, ai li, ai li, ai lu. Numai veșnicul tic-tac îi era pe plac, ai li, ai li, ai lu. Au fost două albume, secunda 1 și 2, au fost inspirate dintr-o poveste a lui scrisă de Petre Ispirescu, un basm mai degrabă, care s-a numit Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. Deci de acolo vin multe dintre subiectele cântecelor de pe secunda 1 și 2, acestea fiind, deci basmul fiind de altfel, unul dintre cele mai ciudate și cele mai... Eu discutând cu Dan Verona, cu care am făcut foarte multe dintre aceste cântece, el scriind, am zis că e un basm science fiction. Dacă stați să-l citiți, e într-adevăr, e atât de ciudat și de scris în viitor și are ta legătură cu spațiul și cu timpul, încât, nu știu, am tins întotdeauna să cred că basmul acela n-a fost scris de Petre Ispirescu, ci de un extraterestru. Jamuri strigau, jamuri, 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 jamuri. Iubita mea când tocmai ne iubeam, cu voia celor de la primărie, am auzit că veacul n-are geam
Și unde sunt geamgin, nu se știe. Abia ne s-a zvonit în telegraf o adiere ca o întâmplare. Și iată cum duminica în praf își frânge coastele pe strada mare. Hey! Văzând că ne iubim cu adevărat, sub cuibul vechi cu pui de rândunică, e poate cineva care a aflat motiv să tremurăm și noi de frică. Prin geamuri sparte mai căzură voi și în alte veacuri mult mai efemere. Dar dacă suflă crivățul în noi, adio lumea. De nu e bine, a ști ce ne facem de geamcii. Poate zvonul-i fără rost, geamuri sparte au mai fost. Dar de nu e bine, a ști ce ne facem de geamcii. Sunt câteva piese pe care le voi pune pe al doilea, pe următorul. Este un album de balade, dar foarte multe din baladele astea au fost trase ca completare la discurile de vinil pe care le-am avut și al căror spațiu era prea mic pentru o casetă. Și atunci cei de la Electrecord m-au rugat să mai fac niște completări. Unele dintre ele au fost chiar foarte, foarte bune și m-au întrebat și unii și alții, domnule, de ce nu le mai cânți, de ce nu le mai repui în circulație? Pentru că multe dintre cântecele mele le-am imprimat și le-am lăsat așa imprimate fără să mă ating de ele în spectacol. Nu știu de ce, asta a fost opțiunea mea pentru momentul acela. Acum iată că ele prind viață și nu întâmplător. Am și orchestră în spate, deci o trupă bună cu care sper să merg mai departe și să am toate opțiunile lor pozitive înspre a comunica și a face treaba asta în continuare, pentru că îmi place foarte tare cu trupa asta. Îmi place că nu e o trupă zgomotoasă, nu este o trupă de rocker, este o trupă de oameni așezați care cunosc muzică. Și atunci, în preajma lor, mă simt liniștit. Roa pune în umbra dimineții, drumul de argint, o strânză de fum. Când lumina învăluie pereții, în zvon de păsări și de proaspăt crân, mă trezesc singur din nou cu tine în gând. Fără veste se ivește ziua, întâi și tumultos crescând, râsul ei împrăștind lumina, mi-aduce chipul tău senin cântând, mă trezesc singur din nou cu tine în gând. Albă apare și chipul tău, clar în lumina lunii-l văd mereu. Vei reveni ca ziua cântând, voi fi mereu cu tine în gând. După amiaza în amorțirea-i caldă, soarele-și mângâie vântul în zbor, în lumina galbenă ce șerne, aurul peste pământul verde, apar cu chipul tău strălucitor. Se așterne nevăzută seara, ireal e totul fără cuvânt, soarele tăcut încet se ascunde în frunzele cărnate ușor de vânt, mă trezesc singur din nou cu tine în gând. Albă apare și chipul tău, clar în lumina lunii-l văd mereu. Vei reveni ca ziua cântând, voi fi mereu cu tine în gând. Cel de-al doilea volum despre asta care vorbeai. Asta va conține piesele haioase, vesele și micile mele, să spună, produse rock, dacă pot să le spun așa. Bineînțeles, îmbunătățite și
Pe acest al doilea aș vrea să mai pun niște piese noi. Am deja un cântec nou care nu s-a prea încadrat cu discul acesta. Se numește Apa Sâmbete, care se potrivește foarte bine cu ceva din ziua de astăzi, așa, dacă stăm să ne uităm un pic în împrejur. Acesta e unul dintre cele noi și mai sunt încă câteva noi. Deci vor fi cele mai bune compoziții ale mele mișcate și unele dintre cele mai bune dintre cele noi pe care le-am făcut. Înseamnă există că aveți mai multe. Da, există. Lali, lali, lulu, didi, didi, dura, la, 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 ru, ru, la, 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 didi, didi. Tristez de după amiezi ploioase și de nostalgice obsesii, când stai cu storurile trase și aștept să vie ora mezii, și aștept să vie ora mezii. Tristez de stres pustii și mute, de ziduri vechi și cu fațade, de edificii cunoscute în care nu știi cine șade, în care nu știi cine șade. De domicilii spațioase, cu flori la geam și cu salon, din care pe la ceasul șase auzi râlând un gramofon, auzi râlând un gramofon. Lali, lali, lulu, di, 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 dura, la, 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 ru, 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 la, 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 di, 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 dura, di, la, ru, ru, la, la, tristez de goarnă funerară, melancolii de cățeluș, uita de cineva pe afară, să schiaune pe lângă uș. Tristez romantice de fată, cu nasul lung și demodat, și de odaie imobilată, în care a stat un magistrat. Știu că primul album, nu i-ați dat nume primului album. De ce? Se numea albumul Trebuia Galben? Trebuia să fie intitulat Tristeți Provinciale, iar pe vremea răposatului nu prea aveai voie să fie trist. Domnule, un cântec trist, ei n-au ascultat. Nu, domnule, zic eu, o poezie a lui George Topârceanu, o poezie haioasă, care n-are nimic cu trist, dar așa, poate cel mai bun cântec de pe albumul ăla, e cel mai haios, mă reprezintă și ar fi frumos să punem titlul ăsta. Și au zis, domnule, nu, hai schimbă titlul, punem altceva. Și am zis, eu nu pun altceva. Ăsta e titlul discului și pe ăsta, nerenunțând eu, au renunțat ei la titlu. Și mi-au pus, au pus Mircea Baniciu și jos Crea Stereo. Și acum albumul acela a rămas așa și așa va fi și reeditat. E pentru colecționare, o ciudățenie și chiar frumos. A rămas albumul Galben. Albumul Galben. Ce frumos suntem la început de drum, cerul-i tânăr și clar. Niciun vis nu-i prea mare acum pe al lumii cântar. La început de drum toți visăm o stea, s-o atingem în zori. Merită să încerci, chiar te nu vei fi printre învingători. Unii văd mereu soarele de sus, veșnic la polul plus. Alții dau doar de un vis pasager, steaua lor e prea sus. La început de drum toți visăm o stea, s-o atingem în zori. Merită să încerci, chiar de nu vei fi printre învingători. În
perioada în care cântați cu Phoenix la început, ați avut piese pe care le-ați prezentat și nu le-ați cântat alături de ei? Și... Am avut, sigur că da. Fiecare dintre noi a avut idei, doar că n-au fost acceptate întotdeauna. Phoenix a avut o linie mai specială pe care a impus-o Nicu și am respectat lucrul acesta, pentru că Phoenix-ul, cred că și din această cauză, a rămas Phoenix și e foarte important că a avut unitate componistică, a avut un anume stil și n-a cântat amestecat. Dar, nu știu, cred că ar fi putut intra și niște piese de iubire, piese care se includă și subiectul ăsta în zona Phoenix-ului. Pentru că, până la urmă, și haiducii puteau fi îndrăgostiți și nu numai, chiar puteau să-și iubească dacă își puneau în cap lucrul acesta. Frate, oare vântul, frate, ce bați veacul fără moarte? I-am secundat ce mă ține fără moarte și pe mine. Ziua dorul mă omoară greu ca pietrele de moară, iar noaptea mă învie cu flori mari de insomnie. Hai de calul să ajung unde a fost odată prun, să beau apă de băut unde mai cam a născut. Numai vreo trei zile să mă duc și-apoi voi veni la tine, frate, înapoi. Dorul mine ta, Elene, și mereu îmi face semne să urc iarăși la pridvoare și să-i bat în geam cu o floare, să arunc doar o privire unde taică meu ca mire a pus mâna pe himere cu lumea la butoniere. Hai de calul să ajung unde am fost odată prunc, să beau apă de băut unde mai cam a născut. Numai vreo trei zile să mă duc și-apoi voi veni la tine, frate, înapoi. Pe Argeș în jos, pe un mar frumos, negru-n vodă trece cu tovară zece, nouă meșteri mari, calfe și zidari și manole zece, care și trece. Merg cu toți pe cal, loc de monastire și de pomenire. Iată cum mergeau pentru m-ajungeau pe un ciobănaș din fluier doinaș. E-ha, 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 e-ha. Și cum îl vedea, ciobănaș din fluier doinaș,
zidul meu.